Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O știre bravo. N-am mai dat de mult, știi, în timp ce așa e. Noi ne consumăm energia cu lucrurile care nu funcționează în țara noastră, alte lucruri bune se întâmplă și cresc mai pe tăcutele, așa? Foarte multe, de fapt. De exemplu, în București, Fundația Agenția Împreună a reușit în sfârșit să obțină fondurile necesare pentru a cumpăra și să și cumpere o clădire în care va dezvolta un centru interetnic, Centrul Cultural Împreună. Și aici va fi sprijinită dezvoltarea profesională academică a elevilor proveniți din medii vulnerabile. Sociologul Gelu Duminică de la Agenția Împreună este la telefon. Bună dimineața, Gelu! Bună dimineața și mulțumesc tare mult de promovare și de sprijin. Întotdeauna cu mare drag. Bun, mai precis, Gelu, ce urmează să se întâmple acolo? Când se va întâmpla? Că mai e de lucru, înțeleg. Din septembrie ne dorim foarte tare, de la 1 septembrie, și ideea este să luăm și să sprijinim cam 50 de copii în fiecare an, până ajungem la o cifră de 350 de elevi din mediile vulnerabile. O să ne axăm în primul rând pe copii de clasa 6-a și a 7-a, pentru simplu motiv că în acea perioadă abandonul conform studiilor este extrem de... e cea mai mare incidență de abandon în acea vârstă. Și foarte simplu, o să încercăm să le oferim și lucruri pentru minte și lucruri pentru suflet. Lucruri pentru minte, pregătire profesională și academică, pregătire pentru examene, pentru că, uite, noile legi ne spun că la liceu se va da examen. Și adică îi chemați la meditații. Printre altele, da, le oferim și tutorat, le oferim și mentori, respectiv prieteni mai mari care să-i sprijine și să le încălzească sufletul și să îi povățuiască atunci când trebuie și să le spună, da, că au încredere în ei, că sunt frumoși, că sunt buni și că pot ajunge ceea ce își doresc, pe de-o parte. Pe de cealaltă parte, ne dorim inclusiv să-i sprijinim petrecerea timpului liber de calitate. Copiii din mediile astea vulnerabile, în general, au ca exemplu, și uite aici mă joc cu un stereotip, la nivel comunitar, peștele. Ăla care aduce fete la produs, cum se zice în comunitate. Și în momentul ăla este foarte greu ca tu să alegi altceva în momentul în care modelul de succes la nivel comunitar este cel care face bani foarte repede, nu contează cum. Noi trebuie să-i scoatem puțin din mediul ăsta, să le arătăm că lumea poate fi și altfel, să le oferim modele palpabile, copii ca ei, tineri ca ei care au devenit studenți, care sunt profesioniști și care au trecut prin toate acele bariere mai cu zâmbetul pe buze. De fapt, oferim ceea ce eu însumi și mulți ca mine au avut parte când eram copii. Da, pentru că eu însumi provin într-un mediu defavorizat și știu că diferența între eșua și a reuși nu a stat neapărat în capacitatea mea fantastică și în deșteptăciunea mea, ci a stat mai degrabă în oamenii din jur, care au crezut mai mult în mine decât am crezut eu însumi. Foarte frumos spus. De ce aveți nevoie, Gelu, ca să puneți în practică toate acestea? Păi deci, în momentul de față avem clădirea, uite, dar o mare companie de retail ne-a ajutat și am cumpărat clădirea undeva în sectorul 5. În sensul că a sponsorizat achiziția, de fapt. Exact. Adică, mai bine spus, ne-au dat banii să cumpărăm, da, efectiv, da, cu tot cu taxe, tot ce înseamnă acest tip de achiziție. Avem și resursele financiare pentru... Hai să spunem, de în fond, care e problema? Este pentru scop nobil. Deci Kaufland, nu? Kaufland v-a sprijinit Kaufland să cumpărați... Este, da, Kaufland să faceți este un proiect pentru incluziune socială. Ok. Exact, da? Deci Kaufland ne-a susținut cu 200.000. Primăria Berna, Elveția, uite, ne dă 120.000 de franci elvețieni pentru activitățile pe care le vom dezvolta în următorii 4 ani. Însă nu avem bani de renovare și de dotare. Și de fapt aici intervine. Deci ați cumpărat o clădire veche, de fapt? Undeva? Am cumpărat o clădire care are nevoie de ajustări serioase, logic, da, pentru simplu motiv că na, locuința respectivă era gândită ca o casă de unde omul să locuiască, însă noi trebuie să o facem prietenoasă și sigură pentru copii. În ce zonă e? Parte. În București. Este în zona Rahova. Rahova, ok. Da. În zona Rahova, pot să dau și adresa, da, na. Da, pe frații Buzești, uite, zic și unde. Okay. Pentru că noi ne dorim ca acești copii să-i luăm din clasa 6-a și să-i ducem până în clasa 12-a.
Ideal să-i susținem să facă transferul și către universitate, cei care vor dori să facă universitate. Este primul program de genul ăsta, cel puțin de ce știu eu, care își propune să susțină generația de copii timp de mulți ani, adică pentru că știți, e foarte greu să cazi, e foarte ușor să cazi din nou, în momentul în care sprijinul ăsta socio-emoțional dispare. De obicei, acasă lucrurile sunt cum sunt, în școală lucrurile sunt cum sunt. Și dacă nu le oferi copiilor ăsta un sprijin, riscul ca ei să cadă din nou este destul de mare. Gelu. Sigur că vor lucra și cu școlile, da, pentru că în care ei vor fi. Numai ce am lansat concursul și apelul de selecție pentru 20 de școli din București și Ilfov, care vor trece ele însele într-un program susținut de noi de capacitare și de promovare a echității și incluziunii. Bun, Gelu Duminică, noi care ascultăm detaliile despre această inițiativă nobilă a agenției împreună, cum putem ajuta, dacă vrem să ajutăm? Sunt, în primul rând, trebuie să se uite un pic pe pagina de socializare și pe pagina web a fundației și a mea personală, da? Fundația Agenția Împreună, da? Totul e cu www.agențiaîmpreună.ro, pagina de Facebook Agenția Împreună, pagina de Insta. E simplu, dai în căutare Fundația Agenția Împreună și găsești exact site-ul. Și găsești acolo, găsești și o descriere mai detaliată a ceea ce vom face, pentru că pe termen scurt avem nevoie clar de resurse ca să achiziționăm renovarea și mobilierul și tabla interactivă și toate lucrurile astea pe care va trebui să le punem în centru. Și din septembrie ne dorim să avem cât mai mulți voluntari care să sprijine copiii ăștia, da, cu meditații, la materiile de examene naționale, cu mentorat, cu zâmbete, cu încredere. Ceea ce nu o să dăm, nu o să dăm sandwich-uri, dar nu o să dăm pomană. Nu. Asta nu vom face, pentru că diferența între eșuat și a reușit stă și în puterea ta de a strânge din dinți. Adică ajutorul nu înseamnă să facem un loc cu copiilor. Noi vom încerca să-i ghidăm, astfel încât să se bată cu toate, inclusiv cu stomacul lor. Însă nu numai bătălia va fi cea care va fi însămânțată, ci mai ales dorința asta de a contribui și de a da mai departe pentru binele lor și binele familiilor. Mulțumesc foarte mult, Gelu Duminică, pentru toate explicațiile. Vă ținem pumnii și sperăm să primiți o mână de ajutor și în urma acestei conversații. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.